ești loial și cu ce preț? Ești loial angajatorului, consider că reprezinți o companie și vei fi alături de ea, ești loial profesiei, că atunci am fost spui, frate, eu atunci am fost acolo, am mâine lucrez la Pepsi, și atunci eu sunt loial mie, ca om de PR, și vreau să respect principiile mele, de principiile fiecare companie și plec astăzi de aici. Pentru că eu vreau să lucrez de mine sau ești loial societății. Iar poți să ai dileme morale, genul compania mea are un domeniu de activitate care face rău, taie copaci. Iar eu cred în